Pentru că am aici doi candidați. Superb, nu-i votez. A doua, eu de două zile am aflat că sunt alegeri locale duminică și asta că mi-a zis un cetățean la radio. O campanie mai plicticoasă, mai penibilă, mai resemnată, mai inexistentă, nu cred că s-a întâmplat în 20 și cât sunt de ani de democrație, știi? Dar sigur mă duc la vot că vreau să se tăvălească în chinuri Liviu Negoiță. Deci am acest target și bine că am aflat că sunt duminică alegerile și crede-mă, pe astea nu le ratez. Tu ești sectorul 3, înțeleg. Sunt sectorul 3, da. Noi avem aici primăria sectorului 4, doamna Sulfina Barbu, candidat, și Consiliul Județean Dâmbovița. Păi de-aia am spus că nu-i votez, că n-ai treabă nici cu Dâmbovița, nici cu sectorul 4. Am înțeles că doamna Sulfina Barbu câștigă sigur în sectorul 4.